România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Așadar, după 2 ani, o lună și 18 zile de la deschiderea procedurii referendumului, domnul Klaus Iohannis s-a hotărât, aproape că s-a hotărât, să convoace unul pe data de 26 mai, în ziua alegerilor europarlamentare, scopul fiind acesta, de a veni mai multă lume la vot, dacă e să ne luăm după președinte. Nu știu dacă a fost o chestie foarte abilă din partea domniei sale să comunice acest tip de scop, pentru că, eu știu, ca să vină lumea la un referendum, trebuie să fie, în primul rând, întrebarea de la referendum trebuie să fie importantă și percepută ca fiind importantă. Aceasta este prima regulă. Trebuie să pui o întrebare importantă, o întrebare la care oamenii să vrea să răspundă. A doua cerință este ca întrebarea respectivă să fie foarte clară, să nu existe loc de dubiu. Al treilea lucru ce trebuie avut în vedere de președinte este faptul că întrebarea nu trebuie nici să fie precum apa sfințită, adică să nu facă nici bine, nici rău, dar nici nu trebuie să fie periculoasă. Ce se întâmplă dacă națiunea, de exemplu, ne declară o societate de hoți? Sau dacă se declară împotriva Uniunii Europene? Referendumul are forță constituțională. Chiar dacă noi românii, afectați foarte rău de referendumul de acum 10 ani, din 2009, care nu a fost pus în aplicare de parlamentari, am ajuns în mare parte la concluzia că aceste referendumuri ar fi degeaba. De fapt, nu sunt degeaba. Curtea Constituțională a decis că orice fel de legislație ce tinde a încălca decizia populară de la referendum este neconstituțională. Rezultatul referendumului devine, într-un fel limitativ pentru legislativ, parte din Constituția României. La fel cum n-au voie să facă, nu știu, încălcarea dreptului la proprietate, dau un exemplu, la fel nu vor putea după aceea să încalce rezultatul referendum, să-l încalce. Deci nu au obligație de a face, au obligație de a nu face altfel decât a spus poporul la referendum. E important să înțelegem cu toții această forță juridică a referendumului. Eu sunt convins că mulți dintre colegii mei jurnaliști, mulți dintre politicieni, și mai ales o bună parte a populației, nu a înțeles acest lucru, care e foarte important atunci când te gândești la întrebare. O întrebare care sigur poate stabili o limită, chiar dacă nu va fi pusă în practică. Vă dădeam eu un exemplu atunci, în ianuarie 2017, tot de la acest microfon, înăsprirea legislației penale, de exemplu, decisă printr-un referendum, nu obligă Parlamentul să năsprească legislația penală. Dar sigur, nu-l mai lasă să dea amnistii, nu-l mai lasă să scadă pedepsele. Mă înțelegeți? Stabilește niște limite. Practic, referendumul este o negociere între inițiator, în cazul nostru președintele României, și clasa politică arbitrată de popor. Asta este referendumul. Și acum, 0372069599, vă întreb pe dumneavoastră ce întrebare sau ce întrebări ar trebui să adreseze președintele Klaus Iohannis la acest potențial referendum. Țineți cont de faptul că președintele a deschis deja această procedură obținând avizul Parlamentului pentru un referendum în sensul continuării luptei împotriva corupției și a integrității funcției publice. Asta nu înseamnă că nu poate face pe o altă temă, dar trebuie să ceară un nou aviz Parlamentului, care e consultativ. Indiferent cum va fi avizul Parlamentului, ăla e consultativ. Haideți, vreau să aud cât mai multe întrebări astăzi. Ovidiu, bună ziua! Bună, Moise, bună ziua tuturor! Cred că sunt multe glumițe făcute de seară în coace. Am făcut inclusiv noi, dar acum vreau o emisiune serioasă. Hai să nu ne... Da, exact, nehotărârea președintului. Eu încerc să două vorbe, să nu să iau apărarea, ci să explic ce cred eu. Referendum înseamnă costuri. Un referendum organizat odată cu alegerile înseamnă zero costuri. Nu, deci tocmai asta vreau să spun. Dar nu asta e tema, Ovidiu, încă o dată. Ovidiu, nu asta e tema. Nu vreau să-l mai dezbatem pe Iohannis. M-am săturat de 2 ani de zile, dacă n-am vorbit de 1000 de ori de referendumul ăsta, a stat 2 ani ca să îl folosească electoral. Hai, lăsați-l. Acum, hai întrebare, vă rog eu. Ok, cred că prima întrebare, credeți că alianța PSD-ALDE și-a îndeplinit programul de guvernare? Asta ar fi prima întrebare care cred că trebuie pusă. De ce? Stați să le și comentăm.
De ce, care ar fi sensul acestei întrebări? Sensul întrebării este că în programul PSD ALDE nu există niciun fel de referire la justiție, la schimbarea codului de procedură penală. Bun, bun, dar să zicem, populația zice da, și-a îndeplinit, sau nu, nu și-a îndeplinit. Ce se întâmplă mai departe? Mai departe, a doua întrebare, credeți că trebuie organizată alegere anticipată? Asta ar încălca Constituția. De ce? Pentru că în Constituția noastră este limitativ prevăzută situația alegerilor anticipate. Bun, și dacă vocea poporului spune, dacă poporul prin referendum spune da... Ar fi da, o procedură indirectă de modificare a Constituției? Se da? Poate forța în felul ăsta, dar să știți că niciodată nu cred că va fi Curtea Constituțională. Mai trebuie un acord al Curții Constituționale pentru întrebarea respectivă. Bineînțeles, dar din nou, cred că aici este cheia. Schimbarea Constituției prin în urma referendumului și... Nu, schimbarea Constituției se face numai în urma unui vot de două treimi în Parlament, o lege constituțională, așa se numește ea, da, cu majoritate calificată, urmată de un alt fel de referendum, un referendum de aprobare. Acesta este un referendum consultativ. Absolut de acord. Ce vreau să spun este că așa s-ar putea forța puțin nota și dacă nu se poate, ne merităm soarta. Ok. E punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc, Ovidiu. Bună ziua, Georgian. Bună ziua. Vă ascultăm. Punctual, două întrebări cred că ar trebui. Da. Întrebarea, cum să sune exact, nu știu. Prima e dacă justiția trebuie să fie independentă politic sau nu. Acesta este un principiu de asemenea înscris în Constituție. Separația, da, el decurge din separația puterilor în stat. Da, se poate pune o întrebare de tipul ar trebui sau nu Ministerul Public să fie independent de politică. Dar cine ar înțelege întrebarea? Care este Ministerul Public? Parchetul General, procurorii. Ar înțelege asta? Cei care merg la vot, zic, dacă ar înțelege întrebarea. Iar a doua întrebare, dacă funcționarul public ar trebui să-și suspende activitatea pe perioada deschiderii unui dosar penal. Ce înțelegeți prin deschiderea unui dosar penal? Dacă avem procurori judecători liberi politici, dacă au descoperit o faptă și li s-a deschis un dosar, pe acea perioadă ar trebui să se suspende până la soluționare. Există vreo 3, 4, 5 faze ale cercetării penale și urmăririi penale. Ele sunt reglementate în momentul de față. Deschiderea dosarului penal în sensul Antenei 3, dacă vreți așa, sau în sensul domnului, cum îl cheamă, Șerban Nicolae sau altor domni de la PSD, înseamnă să facă cineva de la ei o plângere penală. Nu asta înseamnă. Începerea urmăririi penale in persona, împotriva unei persoane, atunci este, de fapt, deschiderea propriu-zisă a cercetării penale, a urmăririi penale, urmată de faza de inculpare, urmată de trimiterea în judecată. Legea în momentul de față, legile, în unele cazuri și Constituția, prevede fazele la care un funcționar sau un demnitar este suspendat din funcție, de facto sau de iure. De cele mai multe ori asta se întâmplă în momentul trimiterii în judecata lui. Vă dați seama ce-l doare capul, domnul președinte, acum câte întrebări la dispoziție? Păi da, dar eu vă spun acum... că ar fi o întrebare pe ceva ce deja este reglementat, există în momentul ăsta. Ceva ce nu se respectă, nu se prea respectă. Ba, se respectă. În întrebarea mea, este pentru dumneata, să mă ierți, foarte interesat ești de acest referendum, eu aș fi interesat de orice referendum, la referendumul anterior n-ai fost atât de explicit ce înseamnă referendumul meu. Ba, am fost destul de explicit și mai ales am precizat faptul că nu boicotez, nu îndemn la boicot. Da. Vă mai amintiți acest aspect? El e scris. Și îl găsiți și înregistrat pe site-ul Europa FM. Eu v-am explicat atunci semnele de întrebare legate de modul în care este organizat, de faptul că s-au scos frânele de fraudă, frânele de verificare a fraudei la respectivul referendum. Și ăsta e jobul meu de jurnalist. Am înțeles. Doresc mult succes în actualul referendum și viitorul referendum. Mulțumesc, Georgian. 0372069599. Mircea, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Întrebarea, din punctul meu de vedere, este foarte simplă și clară. Și ar trebui să sună în felul următor. Sunteți de acord ca persoanelor condamnate penal să le fie interzis accesul în orice funcție publică? Da sau nu? Ok. Asta mai trebuie precizată puțin, pentru că... Eu am zis condamnate penal și nu condamnate definitiv.
o condamnare definitivă se poate obține foarte greu, din păcate, cu actuala justiție din România. Da, dar întrebarea mea era legată de persoanele care și-au ispășit pedeapsa. Am spus condamnată penal. Da, și după ce și ispășesc pedeapsa... Întrebarea este radicală, interdicția rămâne. Da, asta să știți că ar încălca niște drepturi fundamentale. Și în modificarea constituțională inițiată de USR, limita asta în care persoana, deci după ce persoana își ispășește pedeapsa, mai urmează o perioadă de timp de încercare. În funcție de pedeapsă, da? E o perioadă de reabilitare. Sunt mai multe tipuri de reabilitare. De acord cu dumneavoastră, o întrebare mai complicată deja ar putea fi ușor combătută sau ar putea să înlăture oamenii de la vota și la referendum. Pe de altă parte, apropo de argumentul pe care îl numerează noastră în deschiderea emisiunii sau puțin mai devreme, vis-a-vis de faptul că unul din motivele președintele să aducă oamenii la referendum, la vot în acest referendum, mi se pare absurd. Oamenii se pot prezenta la referendum votând, să zicem, pentru europarlamentară sau se pot prezenta pentru europarlamentară votând pentru referendum. Așa, e teoretic ce spuneți dumneavoastră. Adevărul este că da, calculul e corect. Dacă faci un referendum la alegeri, vine mai multă lume. Dar parcă nu e potrivit să și spui asta chiar așa. Asta e adevărat. Oricum, întrebarea, să zicem, ar putea să mai fie puțin ajustată, dar esența trebuie să fie clară și simplă. Oamenii trebuie să exprime acordul dacă o persoană condamnată penal... O întrebare despre fără penal. Bine. Ok. Bine. Mulțumesc, Mircea. Să știți, încă o dată precizez acest lucru. Nu se poate formula o întrebare de acest tip. Cât de mult am vrea să simplificăm? Dacă ai fost condamnat să nu mai calci vreodată într-o funcție publică, atât de simplu nu se poate. De ce? Pentru că și condamnații au drepturi, ei își spășesc pedeapsa, au după aia o perioadă de încercare, după care beneficiază din nou de prezumția de nevinovăție și asta face parte din drepturile fundamentale ale omului. Constituția noastră are inclusiv la capitolul în care nu poate fi modificată Constituția respectarea drepturilor fundamentale. Uitați-vă exact cum a fost formulată inițiativa USR și o să vedeți acolo care sunt aceste limite. Nu știu dacă o întrebare, adică vă spun sigur că o întrebare la referendum n-ar putea să facă abstracție de aceste lucruri. 0372069599. Îi dăm idei președintelui Iohannis. George, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua de astăzi și ascultătorilor Europa FM. Ceea ce vreau să spun este fix ideea care a spus o persoană care a fost înaintea mea. Fără penal. Fără penale, în funcții publice. Stați să vă mai dau niște detalii. Doar două secunde să vă explic niște tehnicalități. Eu cred că Curtea Constituțională ar putea avea o problemă dacă președintele pune această întrebare. Domnule, ar trebui să mai poată ocupa funcții publice cei care au făcut nu știu ce? Curtea Constituțională ar putea zice, dar deja există o procedură de modificare a Constituției, acum, în desfășurare, o procedură care, după ce trece de Parlament, se va termina în mod inevitabil cu un referendum decizional. Dacă cumva Curtea Constituțională, dacă ajungem acolo, atunci Curtea Constituțională este ticăloasă. Pentru că nimic nu-l împiedică pe președinte să pună, să ceară națiunii niște limite printr-un referendum consultativ înainte, care să forțeze practic Parlamentul să nu schimbe și să voteze tâmpenii, să nu facă tâmpenii din inițiativa USR-ului. Exact. Deci, Da, continuați-vă ideea. E o bună sugestie ce a spus dumneavoastră, deși am putea... Da? George? L-am pierdut pe George. Deștept era, hai să comentăm până la capăt, deștept era dacă domnul Iohannis făcea acest referendum la timpul lui, înainte ca respectiva inițiativă să fie ajuns în procedura parlamentară. Dar domnul Iohannis, să mai gândește. Cristian, bună ziua! Eduard, bună ziua! Bună, Moise! Însă, în primul rând, aș vrea să te întreb dacă pot să-mi exprim, să-mi duc o argumentație până la capăt și am nevoie cam de două minute jumătate. Poftiți! Ok. Deci, în primul rând, să ne ducem la articolul 90 din Constituție, unde spune că referendumul este declanșat de președinte prin referendum poporul își exprimă voința. Deci nu este consultativ.
1. Deci așa scrie în Constituție. Interpretările pot fi multiple, dar așa scrie în Constituție. 2. Tema referendumului este strict la latitudinea președintelui. Nu poate fi cenzurată de nimeni. Asta a stabilit-o deja Curtea Constituțională printr-o decizie, când Parlamentul a încercat să limiteze drepturile președintelui. Bun. Mai departe. Președintele mai are o atribuție. Să vegheze la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților statului. Da. Deci toate astea adunate nu lasă pe președinte să nu intervină atunci când constată că anumite instituții nu mai funcționează. Instituția care nu funcționează democratic, după părerea mea, este Parlamentul. Deci răul nu este în justiție. Adică a face un referendum pe justiție când problema nu este în justiție, eu zic că e greșit. Dar de ce spuneți că Parlamentul nu funcționează democratic? Pentru că Parlamentul nu dezbate. Nu dezbate pentru că reglementează guvernul prin OUG. Sau pentru că Parlamentul nu dă drumul la dezbateri. Deci ceea ce se face acolo nu sunt dezbateri. Noi avem situația următoare acum. Ori intervenim asupra Parlamentului și asta este totuși, se poate interpreta ca un atac la democrație, pentru că esența democrației este Parlamentul, exact. Nu președintele, nu Curtea Constituțională, nu justiția. Deci ori intervenim asupra lui și atunci se poate interpreta ca un atac la democrație sau nu intervenim asupra lui și îl lăsăm în pace și el face un atac la democrație, la statul de drept. Da. Deci noi suntem într-un mare dubiu. Da, suntem în dilema britanică de la 1600, vai de steaua noastră. Războiul dintre Parlament și rege. Așa. Așa. Și atunci soluția după mine ar fi așa. Întrebarea ar trebui să fie vreți ca acest parlament, deci nu orice parlament, ci acest parlament, să nu mai exercite suveranitatea în numele poporului? Cu două răspunsuri, da sau nu? Nu se poate pune astfel de întrebare. Cine ne interzice? Articolul 2 din Constituție. Da, articolul 2 din Constituție. Păi, da, să spun, dacă răspunsul este da, ne ducem la articolul 2 din Constituție. Și ce ne spune articolul 2 din Constituție? Că suveranitatea se exercită prin organele libere alese... Suveranitatea, în primul rând, aparține poporului. Da, și că suveranitatea se exercită prin delegare către organele alese, așa, prin alegeri corecte, libere și, așa, democratice, sau... Și că... Prin referendum și atent, că nimeni nu poate exercita suveranitatea în nume propriu, aliniatul 2. Corect, deci, sau... Ajungem imediat, dar să termin raționamentul cu aliniatul 1. Da. Sau prin referendum. Deci prin referendum, poporul poate să decidă să nu mai delege suveranitatea acestui parlament ales. Deci el poate decide asta. Prin referendum. Asta spune Constituția. Dacă o citim atent, asta ne spune. Deci ceea ce cereți dumneavoastră este dizolvarea parlamentului, de fapt, prin referendum. Da, dar nu direct. Adică, noi întrebăm dacă poporul mai e de acord ca acest parlament să mai vorbească numele poporului, cum ar veni pe înțelesul tuturor, dar întrebarea trebuie să fie strict la suveranitate. Da, să știți că ar suna foarte rău, adică ar suna ca o lovitură de stat. Da, eu v-am spus, deci noi suntem acum într-o situație foarte dificilă în care orice mișcare la modul sincer, păreți un om educat, Eduard, la modul sincer, credeți că acest tip de derapaj ala Alexandru Ioan Cuza ar ajuta democrația noastră în momentul de față? E periculos, nu, e foarte periculos. Păi vedeți. Dar acum ne întoarcem, deci asta v-am spus, aș vrea să duc raționamentul până la capăt. Da. Ne întoarcem la, dacă este da, deci este e un drum pe care n-ar fi trebuit să ajungem niciodată, dar noi suntem acum să alegem între rău și rău. Dacă este da, ne ducem la articolul 2 și în aliniatul 2 și acolo ne spune foarte clar. Nimeni nu poate exercita în nume propriu, grup sau persoană, suveranitatea. Dacă poporul a retras parlamentului, practic din clipa aia parlamentul nu e dizolvat. Mm-hmm. Dar nu mai poate legifera. Dar dacă întrebarea ar fi de felul considerați că PSD a exercitat în nume propriu suveranitatea națională? Ar fi și asta, dar o personalizăm. Deci eu am pus întrebarea, de ce? Pentru că eu nu mă refer la... Deci finalitatea în toate situațiile duce la dizolvarea Parlamentului. Duce de fapt la blocarea Parlamentului, pentru că problema noastră pe justiție nu este neapărat că justiția nu funcționează sau funcționează prost sau nu știu ce, ci problema noastră este
că Parlamentul legiferează în așa fel încât justiția nu mai poate funcționa. Deci noi trebuie să împiedicăm Parlamentul să mai legifereze. Chiar dacă vom face un referendum pe justiție sau pe altă temă, Parlamentul va putea legifera în continuare. Dar ceea ce vă propun eu... Nu, Parlamentul nu va putea legifera dincolo de limitele răspunsului de la referendum. Altfel spus, dacă noi la referendum, de exemplu, dau așa la întâmplare, ne întreabă președintele și pe noi, băi, n-ați vrea voi pedepse mai mari pentru corupție? Și noi zicem, ba da. Parlamentul okay. După aia ce nu mai poate face? Nu mai dă pedepse mai mari, dar nu completuri. Nu mai, poate să desfințeze și mama completurilor până la urmă, dar nu mai poate da nici pedepse mai mici? Că, de fapt, aici, asta e bătaia peștelui în momentul de față. Modificarea codului penal astfel încât prin scăderea pedepselor să scadă și termenele de prescripție. Asta e. Da. Codul penal e aproape blocat. Problema noastră este că noi vedem că anumite persoane scapă acum pentru că au fost probleme de procedură, adică completurile de 5. N-au scăpat. Atenție, se rejudecă. Dar ajung la prescriere. Deci sunt multe chichițe, că acum ați văzut, să duc la alea de 3. Știu ce să facem, viața e complex. Eduard, interesantă provocarea dumneavoastră, dar numai un pic, că n-am terminat raționamentul. Păi da, dar am trecut de 5 minute și uite, se supără Ciprian. Bine, deci, okay. E, la nivel de provocare, așa, de dezbatere intelectuală, ce să zic, e interesantă, dar e atât de periculoasă, încât e periculoasă și să o dezbatem, așa mi se pare mie. La ce putem ajunge? În momentul în care ai creat un cadru de lovitură de stat, nu știi cine o dă și unde se ajunge mai departe. Și oricum, n-ajunge, nu ajută. Dacă ieșim de pe o evoluție democratică de orice fel, asta nu ne ajută. Da, țara noastră, democrația noastră trece printr-o provocare extraordinară, cum n-am mai avut în 30 de ani. Dar tocmai provocările, odată depășite cum trebuie, întăresc democrația. Asta nu înțeleg ăștia care cer pari în stradă și mai știu eu ce. Ciprian, bună ziua! Bună ziua! Da, nu știu acum ce întrebare. Deci m-am tot gândit cum să-l ajutăm pe domnul. Dar ați înțeles logica invers? Adică dacă pui o întrebare astfel încât să stabilești o limită, dar în același timp, dacă eșuează referendumul în orice fel, că poporul zice nu. Ne dai mână liberă. Păi nu, să nu fie ceva periculos pentru națiune. Dacă uite, cum a fost ăsta cu homosexualii? Ce s-a întâmplat că a ieșuat? Nimic. Am rămas unde eram. Așa. Ideea este că eu am o singură problemă și îmi tot pun întrebarea, de exemplu, cum un condamnat de la închisoare cu suspendare nu are și drepturile de a alege și a fi ales interzise automat. Au fost interzise și suspendate odată cu principalul. Ca accesorii. Este normal. Păi așa e legea, eu ce să zic. Eu e proastă, pentru că problema mea este că ești dovedit că ești infractor. Sau cum sunt zic. Perfect de acord cu dumneavoastră. Deci, am înțeles, mi-ai suspendat executarea. Că te gândești că e o situație mai... Da. Dar drepturile... Da. Cetățenești, acelea de a alege și a fi ales, nu ar avea de ce să fie. Deci este incredibil. Ciprian, deci nu aveți o întrebare de ajutor pentru președinte? Sau aveți? Din păcate, trebuie să fie foarte tehnică și în același timp să fie și explicită, să înțeleagă totul. Nu trebuie să fie tehnică, din contră, trebuie să fie foarte simplă, nu foarte tehnică. Da, e simplă, mă scuzați, dar în spate să fie o chestie tehnică, de fapt, despre asta zic. Nu știu, este foarte complicat din punctul ăsta de vedere. Eu am dilema asta. Bine. Cum putem să fim aleși când suntem condamnați? Păi, firar să fie, haideți, bun, să mă iertați un pic, Vlad, să-i dau o explicație lui Ciprian. Dom'le, când s-a făcut Constituția asta și când s-au făcut legile astea, nu gândea lumea așa în țara asta. Părinții Constituției nu și-au imaginat vreodată că vor ajunge infractori în vârful statului, domnule. Nu și-au imaginat că poporul i-ar putea alege după ce au fost condamnați. Pur și simplu a fost de neimaginat atunci, în anii 90, așa ceva. De-aia au rămas astfel de găuri în legislație. Măi, cum să... Deci, ok, ți se suspendă, ești condamnat cu executare, ți se dă pedeapsa accesorii a suspendării drepturilor politice, după care ți se suspendă principalul, se suspendă și accesoriul. Cum să te duci, frate, și să câștigi alegerile și să fii impostura? Doar prim-ministru nu poate fi. Nu s-au gândit la asta. Nu s-au gândit... Și în același timp vă spun că nu poți să faci din Constituție. Constituția e așa o cărțulie pe care trebuie să o știe orice cetățean, plină de tot felul de lucruri benigne, drepturi, libertăți, îndatoriri, funcționarea unor autorități. Dacă încep și o interpretez cum au interpretat-o ei în ultimii 2, 3, 4 chiar ani, atunci sigur că faci hârtie igienică din orice Constituție.
și din aia Statelor Unite și din aia Marii Britanii, poți să faci orice dintr-o lege, dacă e interpretată cu rea credință. Nu poți să transformi Constituția în ce n-au voie să facă politicienii, deși ea, în esență, asta este, limitarea puterilor unei majorități. Așa au apărut Constituțiile moderne. De la asta a fost necesitate. Scuze, mulțumesc, Vlad. Vă ascultăm. Bună ziua. Întrebarea, sau întrebările care aș crede eu că ar putea fi puse, prima se referă dacă considerați că amnistia și grațierea trebuie să fie propuse de Parlament și aprobate de președinte, doar cu acordul președintelui. Adică să nu se mai dea prin ordonanță de urgență. Exact. Asta e, să știți, o dezbatere, dacă și acum, dacă se poate da sau nu amnistia, despre amnistie vorbim. Dar președintele să fie, să zicem, cadru, să fie parte în mecanismul acela de checks and balance. Okay. Și în al doilea, a doua întrebare care cred că deja se impune este dacă considerați că Curtea Constituțională ar trebui să facă parte doar judecători de la Înalta Curte cu vechimea mai mare de 15 ani. Asta mi se pare că, practic, toată sursa răului în acest moment a fost faptul că Constituția a fost interpretată strâmb de către o curte constituțională puternic politizată. E corect ce spuneți, nu vă pot contrazice. Așa este. Curtea Constituțională și-ar fi exercitat corect atribuțiunile. Așa este, aveți perfectă dreptate, dar numai puțin. Da. Vlad, numai puțin. Deci vă dau dreptate 100%. Întrebarea mea pentru dumneavoastră e așa. Deci dumneavoastră spuneți, dacă am fi avut o curte constituțională care nu era politizată, n-ajungeam aici. Întrebarea e, putem să ieșim de aici doar prin schimbarea Curții Constituționale? În momentul de față, noi facem planul pentru viitor. Adică acum nu ne mai poate salva nimic cu această curte constituțională. Așa e. Asta e cert, asta e situația dată. Da. Dar totuși putem îndrepta greșeala pe viitor ca să nu mai ajungem în situația asta și poate că următorii trei judecători care vor fi aleși de către Înalta Curte, cu, nu știu, aș lăsa probabil și CSM-ul în mecanismul ăsta de, ca iarăși un checks and balance din partea CSM-ului ca și mecanism de... Așa. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Ne scoate de aici un răspuns pozitiv, de tipul, da, domnule, de acum încolo la Curtea Constituțională vor fi numai foști magistrați de la Înalta Curte cu minimum 15 ani. Asta îi și depolitizează pentru că ei n-au voie să fie făcut parte din pașa. E foarte bine gândit. Vă mulțumesc pentru faptul că existați, că gândiți și că ne spuneți și nouă ce gândiți. Dar n-ați răspuns la această întrebare. O astfel de modificare ne scoate de unde suntem? Acum nu vreau să fiu pesimist, dar în situația în care suntem acum... În general, într-o situație de conflict, există două căi de ieșire. Una este prin negociere și, din punctul meu de vedere, negocierile au eșuat. Și a doua este prin confruntare. Noi acum suntem în faza confruntării, din punctul meu de vedere. Ori asta e o soluție soft și de construcție, nu e o soluție de confruntare. Confruntarea, probabil cel mai direct cu Curtea Constituțională va fi prin cererea suspendării ei la o altă curte, de exemplu, de justiție europeană. Greu. Putem duce în extrem nu și cred. Să extrapolăm războiul. Nu. Confruntarea se petrece... Mulțumesc, Vlad. Confruntarea are loc odată cu alegerile. Acolo e confruntarea propriu-zisă. Acolo se schimbă trendul, să spunem, al unei națiuni. De frata, problema e că în momentul ăsta la ce tendințe sunt în societatea la noastră de democratizare, pot să zic așa, ca să nu zic liberalism, să nu zic de autoritarism, să nu zic de dictatură direct, nu știm dacă vom mai avea alegeri libere anul viitor. Vedeți că alegerile parlamentare, alea care contează cu adevărat și la care ultima dată au venit 39% dintre cetățeni, sunt abia la sfârșitul lui 2020. Oameni buni, mai sta aproape 2 ani până atunci. Câte se pot întâmpla? Diana, bună ziua! Bună! E o discuție sensibilă, în sensul în care întrebarea trebuie să aibă și un oarecare conținut tehnic, pentru că altfel nu poate avea o finalitate practică, dar trebuie să fie cumva și suficient de simplă pentru a fi înțeleasă și de persoanele care nu au legătură cu domeniul juridic, care nu stau întotdeauna cu nasul în legi, cum o facem unii din noi de câțiva ani încoace. Eu am practic două variante de întrebare în cazul ăsta. Ne putem axa odată pe problema celor care pot fi ales sau numiți în funcții publice, sau pe legiferarea în domeniul justiției prin intermediul
legislatorului delegat, mai exact, prin intermediul guvernului. Ziceți ordonanță de urgență. Așa, să înțeleagă toată lumea. Eu m-am prins că dumneavoastră sunteți juristă, dar acum trebuie să vorbim pe înțelesul tuturor. Continuați, Diana. Ok. Ideea e că putem avea odată întrebarea prin care să, oamenii să spună dacă sunt de acord sau nu ca cetățenii condamnați definitiv, da, la pedepse de libertate, cu infracțiuni săvârșite, cu intenție, toată povestea. Da. În cazul cărora nu a intervenit, bineînțeles, o situație care înlătură consecințele condamnării. Asta este formularea din inițiativa USR pentru toată lumea, ca să știți. Singura formulare care, practic, poate fi pusă în aplicare fără să afecteze alte drepturi, da, și fără să interfereze cu Constituția și cu, da, și cu alte acte. Deci, întrebarea care să fie? Dacă? Dacă oamenii sunt de acord ca cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, și în cazul cărora nu a intervenit vreo situație care înlătură consecințele, da, condamnării, să nu poată fi aleși sau numiți în organele administrației publice locale și centrale. Și dacă lumea zice, da, domnule, suntem de acord, ce se întâmplă? Asta este problema pe care o putem pune indiferent de întrebare. Dar dumneavoastră răspundeți la această întrebare, că dumneavoastră ați propus întrebarea. Deci ce se întâmplă dacă lumea răspunde, da, suntem de acord? În mod normal, da, ar trebui să se țină cont, nu? Pentru că, până la urmă, practic, ăsta este scopul referendumului, de a-i consultarea populației. Și cum într-o democrație normală, poporul are puterea, da, atunci ar trebui ca acest referendum să fie materializat printr-o lege. Care, ce să vezi, deja este în procedură. Întrebare. Este în procedură. Însă cred că ar avea o mai mare legitimitate un referendum național decât... Bă, eu vă spun că n-ar putea să voteze altfel. Adică orice altă soluție decât aceasta odată validată la un referendum ar fi invalidată apoi de Curtea Constituțională. Ceea ce nu înseamnă că în mod necesar vor vota două treimi pentru asta. Că cine să-i oblige să voteze? Și asta e adevărat. De-aia mai există încă o variantă de întrebare, care probabil s-ar putea să fie cumva stați mai... Stați să terminăm cu asta și după aia vă dau cuvântul pentru a doua variantă. Care e rezultatul? Deci care e rezultatul în final? Dacă ăștia nu vor și nu vor să voteze, dar îi obligă referendumul să nu voteze decât asta, rezultatul concret poate fi că nu legiferează altceva. Vedeți, e problema asta. Introduci, strângi un milion de semnături, îl duci în Parlament, îl duci la Curtea Constituțională și după aia se întoarce în Parlament și ea de acolo scot cu totul și cu totul altceva. Schimbă ceva la întrebare și zic, așa vrem noi, așa s-a votat să modificăm Constituția. Asta e o chestiune foarte ticăloasă și foarte periculoasă în același timp. De aceea, un referendum consultativ înaintea unei inițiative cetățenești de modificare a Constituției sau a oricărei inițiative de modificare a Constituției, zic eu, ar fi extrem de util. Că nu scotă ea din Parlament, tu zici să se legifereze dreptul de a împușca iepuri și ți iese de acolo cu vulpi, dacă mă înțelegeți. Continuați-vă ideea, Diana. Legat de ideea a doua, de întrebare, ar trebui cumva introdus faptul că guvernul nu poate legifera prin ordonanțe de urgență sau prin alte acte pe domeniul justiției fără procedura de Parlament. Pentru că deja este articolul 115 din Constituție în care este limitat dreptul guvernului de a da ordonanțe de urgență în niște domenii. Modificarea unor instituții fundamentale. Restricționarea schimbarea regimului unor drepturi și îndatoriri fundamentale. Ei nu au voie, nici acum nu au voie să-ți dea prin ordonanță de urgență modificarea ale codului fiscal, de exemplu. Că și prin definiția ordonanței de urgență nu ar avea voie să facă niciun fel de act care nu justifică Cum să întreb poporul despre ceva ce deja este în Constituție? Că nu se aplică? Nu este numai ideea asta, pentru că ei pot justifica unele lucruri. Însă dacă lumea votează foarte clar faptul că ei nu ar trebui să mai facă, nu ar trebui să mai interfereze cu legile justiției, cu acte ce țin de legile penale, de legile de procedură penală, decât de procedura de Parlament, atunci cred că lucrurile ar fi mai ușor de tranșat. Acum e adevărat, tot ce vorbim noi acum și tot ce ține de referendum, tot ce ține de inițiativele pornite din rândul cetățenilor și așa mai departe, toate astea pleacă de la premisa că suntem un stat democratic. Ne-a un stat în care, într-adevăr, poporul are cuvântul, un stat în care procedurile sunt respectate în literă și în spirit, da? Da. Iar lucrul ăsta acum e greu de văzut în România. Deci noi, practic, discutăm pe niște legi făcute pe un stat democratic și le gândim în așa fel încât să
în așa fel încât ele au o finalitate tot într-un stat democratic. Da, să spuneți că nu se poate institui democrația prin referendum, de fapt. Dar eu completez ceea ce spuneți noastră și zic da, dar un referendum ajută din când în când. Mulțumesc, Diana. 0372069599. Aurelian, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm. Trei întrebări care vin în minte așa rapid. Prima ar fi întrebarea asta care se vehiculează acum, un pic mai nuanțată, și anume acordul ca persoanele condamnate penal să nu poată ocupa funcții remunerate din bugetul statului. Bă, nu sunt astea funcțiile publice? La ce vă mai gândiți? Adică să nu lucreze nici personal necontractual? Personal contractual, pardon, sau ce vreți să interziceți mai exact? Da, e de discutat. Dom'le, să știți că săracii oamenii ăia nu pot să lucreze dacă sunt condamnate, nu pot. Li se cere cazierul. Paradoxul societății românești este că poți să fii parlamentar, poți să fii chiar și președintele țării dacă ești condamnat, dar nu știți cazul celebru, nu poți fi liftier la parlament sau portar la o primărie, că ți se cere cazierul și ești respins. Nu știu. Dar care-i treaba cu banii de la buget, că nu mi-e clar? Păi, nu e corect ca cineva condamnat penal să beneficieze de bani din bugetul statului. Stați liniștit că nu un salarii stau ei. Nu un salarii stau. Mulți ar fi gata să lucreze fără bani. Numai să lucreze, să fie pe funcțiile de decizie. Deci, noastră, practic, Aurelian, v-ați gândit la o formulare mai largă a întrebării fără penali. Mai aveți și o altă întrebare de propus? A doua, da, ar fi ceva legat de desfințarea sau, nu știu, poate limitarea pensiilor speciale. Desfințarea pensiilor speciale. Auci, complicat. Sau limitarea. Păi da. Limitarea la niște categorii, nu? Te trezești mâine că toți primarii sunt militari, de fapt. Au fost trecuți la Ministerul Apărării. Dar asta e o temă. E o temă interesantă, într-adevăr. Știți, v-am zis, singura problemă ar fi asta, că ar trebui să mai ceară încă o dată avizul Parlament, deși, da, poate fi trecută și asta cu pensiile speciale la integritatea funcției publice, mă gândesc. Oare te corupe așteptarea pensiei alea speciale? Ești capabil, cum sunt unii judecători de la Curtea de Apel București, care au chemat jandarmeria, ești capabil să te umilești în asemenea hal pe tine și profesia în care ai intrat doar pentru că tu aștepți o pensie specială? Ah, Margareta, bună ziua! Da, bună ziua! Să ne întoarcem la temă. Da. Mai aproape de telefon și mai tare să vorbiți, că vă aude parcă ați fi în fântână. Da, păi sunt pe drum și zona s-ar putea să nu aibă semnal, ok. Așa. Deci, întrebarea mea ar fi, considerați benefice societății românești prevederile privind amnistia și desfăgubirea financiară a persoanelor eliberate din detenție? Recursul compensatoriu. Da. Deci, noastră, ați vrea să anulăm recursul compensatoriu prin absolut referendum. Da, normal, firesc. Cred că s-ar putea găsi o întrebare în sensul ăsta. Așa. Referitor la ce spuneau precedenții, și anume, ca persoanele care au fost condamnate, eliberate, să nu mai ocupe anumite funcții, eu consider că ar trebui, da, într-adevăr, să fie o restricție limitată în timp. Aia, dacă cineva a făcut o abatere, o infracțiune pentru care a fost condamnată, da, persoana respectivă, după eliberare, o perioadă de 5 ani, să nu mai poată presta o muncă în acel domeniu în care a făcut abaterea. Da, dar asta deja, în cele mai multe cazuri, să știți, sunt interdicții pe care le pune instanța atunci când... Dar nu toate situațiile. Nu, când se folosește de meseria respectivă ca să comită infracțiunea. Da. Mă înțelegeți? În afară de asta există termenele de reabilitare, ce sunt de 3 ani, dacă mi-amintesc eu bine, la reabilitarea... în cazul pedepselor de până la 2 ani, cred că termenul de reabilitare e de 3 ani, iar în cazul reabilitării judecătorești, cred că e dublu pedepsei sau o fracție încă o dată... Așa trebuie să fie pentru tot. Și atunci trebuie să ceri unui judecător care să zică
cât ai reabilitat. Adică nu sunt chestii simple, să știți. Chiar dacă ea sună mai complex, așa, întrebarea, cum au formulat-o cei de la USR când au început să strângă semnături, de fapt o te scoate din demnitatea publică. Nu știu, dacă pe viață. Dar dacă ai luat o pedeapsă de 5 ani, sigur 10 ani după ce execuți, deci după ce ieși din pușcărie, 10 ani, nu mai poți fi demnitar. E eficientă modificarea aia de Constituție, așa cum a fost ea inițiată, dar să vedem dacă va ajunge vreodată modificare de Constituție. Ovidiu, bună ziua! Mai am timp? Mai am 3 minute. Ovidiu, bună ziua! Bună ziua! Două întrebări scurt, adică una e scurtă pe cealaltă. Așa. Da. Aș fi curios să văd ce spun românii dacă despre reinstaurarea regalității, pe case legale. Următoarea altă întrebare, ca să zic așa. Altă întrebare, autonomia Ardealului, a Crișanei și a Banatului. Altă întrebare, mai aveți? Nu, atât. Astea sunt excluse de Constituția României, să știți. Cu... Păcat. Bine, e o dezbatere pentru altă dată. Mulțumesc, Ovidiu. George, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm, George. Eu aș propune 2-3 întrebări. Prima ar fi, credeți că fenomenul corupției este atentat la siguranța națională și trebuie năsprită legislația anticorupție? Nu se poate pune o astfel de întrebare, pentru că deși curtea afurisită de Curte Constituțională a României a zis că nu este, e scrisă în tratatul de funcționare al Uniunii Europene, domnule. Deci nu poți ca România să, nu poți nici măcar să riști ca românii să spună, domnule, nu e atentat. Pentru că încalci tratatul în care România este parte, ceea ce Curtea Constituțională deja a făcut. Mă înțelegeți? Dar, de fapt, asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Mă apucă nervii când mă gândesc la lucrurile astea. Se întâmplă, așa este. Dar cum să întrebi, cum să-i întrebi pe români dacă e ok sau nu e ok ceva ce e în tratatul de funcționare al UE? Spuneți-mi și mie, cum să faci chestia asta? Ajungem naibii ca englezii. Da, a doua, cu care nu sunteți de acord, am înțeles de la începutul emisiunii, dar aș pune întrebarea aceasta. Credeți că România trebuie să respecte recomandările NCV, Comisiei de la Veneția și Uniunii Europene în materie? Nu că nu sunt eu de acord. Eu sunt de acord și sunt convins că România ar zice da, vrem asta. Dar dacă zic nu, e aceeași situație și chiar mai gravă decât la prima întrebare propusă de dumneavoastră. Haideți să știm, ce vor cetățenii, nu? Să păi știm și ne trezim după aia ca englezii, că am ieșit din UE. Dumneavoastră înțelegeți asta că MCV-ul ăla este condiție. Nu putem lua doar banii, nu putem lua doar banii de la Uniunea Europeană și... Dumneavoastră vreți să plecați din țară, este? Nu vreau să plec, dar mă gândesc. Păi, vă gândiți, da. În același timp, niște politicieni responsabili, cum englezii n-au fost, în mod evident, nu pot risca viitorul copiilor și strămoșilor nenăscuți făcând o astfel de prostie. Că nația votează la un moment dat intoxicată la cap. Mai știți englezii, au intrat după aia pe net să întrebe ce se întâmplă dacă ieși din UE. A fost o campanie delirantă acolo, domnule, le-au otrăvit creierile, ceea ce la noi se întâmplă în mod curent. Și noastră vreți să facem un referendum dacă să mai fim în Uniunea Europeană? Dar o a treia întrebare ar putea fi pusă, aceea de a introduce în Constituție tema aceasta anticorupției. Să ne agățăm de ceva, să-i constrângem. Da, 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 aș fi de acord cu asta, dar e greu de formulat. Dar găsim o variantă în așa fel încât să-i obligăm să respecte Constituția, cum o spun. Ok. Vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi, stimați ascultători. Scuze, Adrian, care a apucat să intre pe linie, dar nu mai are timp să vorbească la emisiunea de astăzi. Mă gândesc dacă să o continuu și mâine, în funcție de evenimentele din societate, de cât de aproape hotărât să mai simte și președintele. Presimt că o să mai dezbatem asta. Sigur, sigur, mâine la Piața Victoriei. Astăzi vine doamna Sorina Pintea, ministrul Sănătății. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM.